Sâmbătă și duminică la Artico pentru a-și demonstra talentul și capacitățile vocale. Da, a fost întâlnit de către un juriu exigent care i-a ascultat, i-a apreciat și până la urmă a decis cine să ia premiile. E vorba de concursul pentru tinere talente Stea Logostea, despre care vine să ne povestească mai multe Elena Chise, una dintre organizatoarele acestei competiții, putem să-i spunem. Bună seara! Elena, bună alături seara. De laureatul acestui concurs, Andrei Lailanu. Salut! Salut! Cum s-a desfășurat până la sfârșit această competiție? Ați reușit să atingeți toate scopurile? Da, am reușit să atingem toate scopurile, pentru că la acest festival concurs au participat foarte multe talente. În jurul la 107 oferte au fost expediate, după care au fost selectați cei mai buni, 37 de concurenți care au venit la etapa finală și din acești 37 deja juriu a premiat cei mai buni. Aha, dar după ce criterii? Deci au fost mai multe criterii, nivelul interpretativ vocal, ținuta scenică, etica și cultura, prezentării în scenă și trăirea lăuntrică, sigur că da. Juriul a fost ales doar din persoanele care au ceva legătură cu muzica sau nu numai? Nu numai, deci în juriu au fost cei mai buni din Republica Moldova, doamna Svetlana Bivol, domnul Ian Raiburg, domnul Igor Dânga, Lidii Scarlat, Lilian Dobândă și Nicoleta Gavriliță. Un juriu foarte, foarte exigent. O alegere bună. Da, Andrei, ce poate să spună despre juriu? Ți s-a părut așa, că a fost corect cu tine sau nu? Da, a fost corect, a fost sincer, mi-a plăcut rezultatele, a fost bine. Da. Premiul ăsta care îl vedem aici e al tău. Da. Da? Ai luat locul 2. Da. Și spui că a fost sincer. Da, da? Sincer. Bun, atunci nu, mă gândeam că dacă era să fie pentru locul 1, știi, dar îmi place, Andrei, că n-ai stat să te gândești mult, ai spus așa cum simți. Eu trebuie să mă dezvolt. Bravo! Bravo! O atitudine foarte corectă față de ceea ce ține... Apropo, dar cum ți s-au părut ceilalți concurenți? Foarte puternici, antrenați, au fost buni. Adică ai avut cu cine să concurezi, da? Da, da. Dar cine te-a îndrumat pe tine să participi la acest concurs? Profesoara mea de muzică de la școală, doamna Svetlana Rebeja, și părinții. Și după acest concurs vrei să mai ajungi undeva? Aș vrea la toate concursurile. Apropo, ce piesă ai interpretat la acest concurs? Piesa Tu. Eu? Este... Nu, piesa Tu, se numește Tu, este scrisă de Maria Stoianov, bun text pentru mine. Pentru tine special a fost scrisă această piesă, da? Extraordinar. Uite, vezi ce colaborări frumoase au loc la aceste concursuri. Și vrei mai departe să mergi pe drumul ăsta, drumul muzicii. Da. Ce fericit și cu zâmbet, așa sigur spune, știi? Pe lângă faptul că ați avut 37 de participanți, câți au luat premii totuși? Câți au fost premiați? Din 37, 19 au plecat acasă cu trofee, diplome și premii bănești. Premii bănești chiar? Da, premiul mare a fost de 3.000 de lei chiar. Andrei, tu ai câștigat ceva? Câte ai luat, Andrei? 600, fantastic. Bravo. Atunci nici nu mă îndoiesc că mai vrea să meargă la concursuri. Bun. Dacă există și o posibilitate și după aceea să-ți mai cumperi ciocolate din alea mari care au fost până acum pe scenă. Nu sunt adevărat, voi nu face cumpere. Ei, da, bun, dar dacă ar fi fost adevărat, ar fi foarte bine. Ce mai pregătește centrul dumneavoastră? Deci noi avem proiecte multe, dar acum suntem în pregătirile pentru Revelion la 23-24 decembrie. Avem un program destul de frumos la Teatru Mihai Eminescu, unde vă așteptăm cu toții să veniți la spectacolul de evaluare a centrului Artico. Andrei, vei cânta și tu acolo sau încă nu ești sigur? Încă nu știu. Cu siguranță va cânta. Va cânta. El încă nu știe. Tocmai a aflat. Bun, acum a aflat. Bun, eu aș zice că m-am vrea să auzim această piesă chiar acum pe platoul Cine vine la noi. Și care Andrei, ai câștigat. Te invităm acolo în scenă să ne cânti ceva. Să ne cânti piesa chiar tu.
Când ne mai organizați astfel de concursuri, să bucurați acest copii cu diplome, cu cadouri și așa mai departe? Deci chiar la 11 ianuarie avem preconizat Festivalul Concurs al Tradițiilor și Obiceiurilor de iarnă. De ce? Vă așteptăm pe toți. Cei din Republică, sunt foarte multe colective care doresc să participe la astfel de evenimente. Cu mare drag îi primim pe toți. Apropo, e chiar în timpul vacanței de iarnă. Da, da. Fantastic. Bun. Hai noi să acum să-l auzim pe Andrei. Un zâmbet ți-am furat, o floare în schimb ți-am dat, frumoasă. Cu părul ondulat, cu sufletul curat, să fie a mea, tu mi-ai jurat. Tu, 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 iubita mea, pentru mine ești o stea. Tu, 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 mă faci să zbor, cât mai sus să-mi fie dor. Fotbalul, ambasador al păcii. Fotbalul, sport.